un leu 1200 yen japonez, un leu 2 ruble. Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nadgob Nașerom, președintele Partidului Trânturilor din România, și Nimsok Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie. Cum ați reușit? Mă trezesc dimineață, bea o ceașcă de cafea. A adus-o cum îmi place, dulce e soția mea. Pășim da gale în baie, mireasma mă-ncojoară. Cu roua trandafirilor mă zbăl pe fețișoară. Păsările zboară, meri au florit. Primăvara începe, octombrie a venit. Ies în curtea largă și privesc în jur. Cerul e senin de un albastru pur. Cel mai frumos moment e să pornesc la muncă. La pauza de masă să bea 50 de șuncă. Aștept de atâția ani să văd o groapă în drum. Dar visul meu de viață s-a prefăcut în scrum. Statuia lui Băsescu veghează în continuare. Țăranii au acum miliarde de tractoare. Homarii, caviarul se găsesc pe garduri. Orice român are 3000 de lei pe carduri. România este în pericol de a intra în Uniunea Europeană și în NATO. Ce putem face pentru a scăpa de aceste amenințări? Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu volapică vârf și coclender roz. Nu vă recomandăm varianta cu sebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bibistrocel rocobazugat. Noi trăim bine în România. Cine sunt oamenii care vor să ne cotropească? American, german și alte zeci popoare ne bat în poarta țării, așteaptă la hotare. Când hoțul intră în casă, eu îl poftesc la masă. Lucruri valoroase chiar eu îi pun în plasă. Poliția mă oprește doar ca să-mi umple roata. Îmi umple rezervorul de drum, sunt iarăși gata. Pășești în magazine și poți să-ți iei ce vrei. Portarii te plătesc ca să mai vii la ei. Căprioara așteaptă să fie vânată. Vulpa dreapta spate ți-o oferă toată. Concediu poți să faci pe lună sau pe soare. Extraterestrii au servicii primitoare. Plugurile sunt făcute din rectancuri. Americanii ruși îi spun acum doar bancuri. Mă gândesc cu greu la strămoșii mei. Cum au trăit săracii cu un milion de lei. Revenim după un scurt moment publicitar. Stați prin zonă. Avem de publicitate, delicie. Deci, hai să uzinele Dacia au achiziționat concernul Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak. Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație? Gata, am terminat. Alo, domnul Adrian, treziți-vă, soareți prea tare.